PSD Gorj a stabilit mai mult de jumătate din candidații la alegerile din vară. Pe liste se vor afla în special primarii în exercițiu, excepții fiind în câteva localități. La noi lucrurile sunt într-o mare măsură limpezi, pentru că o mare majoritate a primarilor care sunt în funcție acum vor fi și în continuare primari, nominalizez ca primari. Pentru că se știe că primarul în funcție pleacă cu prima șansă, indiferent că discutăm de un tur sau două de alegeri. Există, de exemplu, o situație în care un primar nu mai vrea să continue. Deci vrea să se retragă, să-și urmeze cariera personală și atunci, sigur că acolo trebuie să vedem și să luăm în discuții persoana sau persoanele. Deja am avut discuții care au șansele cele mai mari acolo. Nu putem să venim cu necum, trebuie să venim cu o persoană din comunitatea respectivă. Se duc negocieri pentru atragerea de forțe noi în partid. Însă există și o temere în ceea ce privește momirea primarilor PSD de partidul aflat la guvernare. Suntem în discuție, dar nu la modul agresiv cum o fac alte formațiuni politice. La noi este cu totul și cu totul o altă abordare. Nu facem niciun fel de presiune, pentru că nu poate să existe o presiune în această situație. Sunt discuții cât se poate de constructive. Vă dați seama că cei de la putere normal că încearcă tot felul de mijloace de a atrage, dar toate acestea sunt vorbe în vânt, că nimic nu poate să fie materializat, concretizat. Că dacă vii și spui unei persoane că îi vei aduce, să îi vei da anumite fonduri, este o poveste care nu are un fundament. Trebuie să vii cu ceva concret. Conducerea PSD a mai afirmat că edilii care au cochetat în trecut cu ALDE, dar care vor să facă în continuare treabă la PSD, vor fi sprijiniți.